Ce faci, bosulică? Că mai auzi din ăștia, știi? Bosulică. Cu chibrituri, bosulică. Sunt aici la noi, la aproape Cluj, să-i spunem Florești. Bogdan Pivariu, primar. Bă, știi ce cred că este important? Expresia feței și limbajul, adică ce mi adresează, știi? Că mă uit la tabloul ăla de acolo cu băiatul ăsta de la PNL și nu văd prea mult, adică nu știu, când încep și faci o campanie din asta, deci frate, câți bani ai deoparte? Un milion. Ai 1 milion de euro puși deoparte? Bun. Atunci mai fă rost de încă 500 de mii și bagă-i frate în imagine. Adică angajează-ți oameni. Oameni spirit, frate, oameni brici, care știu ce au de făcut. Da, deci ce cuvinte să folosești, când să le folosești, limbajul corpului. Ei, bag piciorul. Hai să ne uităm un pic la mașinile astea, că de asta m-am oprit. Poate găsim și ce-mi trebuie. Nu știu, hai să o luăm pe ăsta. Ce e ăsta? Ăsta este un Passat CC. Din 2012, zice că sunt 192.000, totul e real, normal, nou. Și zice că vrea 11.150. Deci 2012, 200, 192.000 cu 11.000. Să mă uit și ce? Nu prea văd. Wow, ce murdare! Nene, nu vrei să-ți fac tapiseria asta, serios. Te ajut cu cea mai mare plăcere. Mi-ar plăcea să curăț CC-ul ăsta. Volanul pare destul de uzat, nu poți să-ți dai seama, în sfârșit. E crem, e cu piele, cu arc. Oh, ce vorbești, Vasile? Ia uite ce e aici. Te uiți un pic. Să vedem și altă mașină. Ce vrei de aici să-ți mai arăt? Nu știu. Îți place asta? E de Belgia. Nu știu ce să car cu el. Struguri. 3300. E ca o pensie, în sfârșit. Uite un Duster. Este curățat înăuntru. Uite, are on din ăla. Are butoane. Hai să vedem ce zice omul ăsta. 1.6 benzină, e 4x4, full, adus recent, 6.650 de euro. Uite-i numărul la om aici, dacă te interesează. 6.650, ce an? 2012, luna a 6-a, cam pe la jumătate. Are cârlig de remorcare din ăsta în față. Nu știu, are radiator acolo. Dar ce dracu e? Ce e așa, mă? Îi lipsesc multe chestii din alea, nu știu de ce. Nu știu dacă vede camera chestii din alea. Nu știu. Are roți. Cred că are și faruri. Nu știu, nu mă prea pricep la mașină. Ți le arăt ție așa un pic să le vezi tu. Are o chestie lipită aici, nu știu de ce. Poate că așa. Ăsta își place. Care? Audi? Lasă mai să ne uităm și la ăsta. Ho, ai răbdare. Înăuntru are scaune. Bă, e bine. Uite, are mai multe butoane pe volan decât am eu în mașina aia. Așa. 150 de cai, 2.0 TDI, din 2014. Big Xenon, așa, deci 2014, motor de 2000, 8790. 8790 din 2014. A, are o chestie mișto asta. A, e panoramă? Da, mă. Asta are o chestie mișto aici. Aici nu prea se vede. Uite așa. Nu știu dacă vede camera acolo. Asta îmi plac, asta cu panoramă îmi plac. Că pot să stau acolo în spate, în chiloți, foarte mișto, e interesant. Cum e? E alb? E ok.
cauciucurile sunt așa cum trebuie să fie. Ruginit că a plouat și a fost puțină apă, nu asta ne interesează. Ți-am spus, nu mă pricep, nu critic, doar mă uit. Asta ziceai, de Franța asta. E întuneric înăuntru, eu nu intru aici, lasă-mă, n-ai vin pace. Hai să vedem. Euro 5 S Line, 10.300 de euro, e automat, din 2012. Are piele Alcantara, n-ai să crezi. Are LED-uri. Și am LED-uri la aia, la brichetă. Te iai numărul la om dacă îți trebuie, ce să zic. Euro 5, 10.300, 2012. Știi ce mă gândeam acum la inginerii aia când îi te dau forma asta, știi? Nu știu, mi se pare foarte mișto. Cauciucurile sunt așa cum trebuie să fie. Uite, puțin zgâriată janta aici, nu cred că asta te-ar incomoda foarte tare. A, seria, mă, să ți-o dau. Poate îți trebuia seria, mă, că nu m-am gândit. Dar nu știu unde să mă uit, că nu văd la ăsta nicăieri. Habar n-am. Uite aici trebuia să fie, dar nu se vede. De ce, pui mei, nu se vede? Nu știu, mă, e negru aici, ești nebun la cap, nu se vede nimic. Ia, mă, să mă uit la altă mașină. Uite, mă, la ăsta se vede. La ăla de ce dracu e neagră? Hmm? Zi, mă, și mie de ce. Nu știu, mă, nu mă pricep. Ce dracu caută ăla, mă? A venit pe aici și a luat-o pe partea alaltă. Doar mă uit, mă, nene, nu fac nimic, ca. Îți place negru ăsta? La fel ca ăla, mă. Ăsta? 9500, 140, euro 5, 2014. Bă, nici la ăsta nu se vede aici. De ce pui eu, mă, așa la Audi, dar nu se văd astea, mă? Nu știu, frate, nu mă pricep, eu te întreb, habar n-am. E, dă mai, dă unul, unde mai e unul? Unde dracu mai e un Audi din ăsta? Uite unul acolo. Ce dracu nu se văd alea, mă? Nu, acolo trebuia să fie o seria. Nu știu, bă, nu mă pricep, poate în altă parte, o fi pe sub scaun, habar n-am. Ia, mă, nici la ăsta nu se vede. Nu, mă, înseamnă că sunt în altă parte seriile alea, mă, frate. Vezi? Ăsta ce zice? A, 6, 2000 euro, 5, 6800. Lasă-mă, mă. Ăsta? Dă-l dracu că volam pe dreapta, nu-ți trebuie așa ceva. Motor de 2 litri, 13.000 de euro, 2012, 242.000 de kilometri. Uite ăsta, 3 euro. Uite, mă, ăsta parcare faină aici. Ăsta arată binișor. Stai că ne uităm imediat. 1.6.2015. Euro 5, 6.000 de euro. Văd că la asta aici arată seria, frate. Nu știu, vrei să te vezi? Da, vrei, că nu vrei, nu vrei, te-am întrebat. Bă, ce dracu fac ăștia? Uită-te la asta. Asta e seria, dacă-ți trebuie. 170 de cai, 2000, 2011, motor de 2000, 2011, 8500 de păstrăzi. Ce să zic? Pare ok. Ca de asta, dar o lipești tu? Nu are nimic. E cu pielicică înăuntru. Uite, are și panoramă. Ăsta e fain. Cu panoramă așa. Ți-a zis, stai acolo în spate, chiloți. Foarte mișto, te și bronzezi. Pare ok pielicica, la ce văd, n-am pipăit, n-am... Nu văd prea bine. Volanul ăla. Are navi acolo, nu știu ce să zic, eu nu mă pricep. Dar ți le arăt ție, să te uiți tu la ele.
L-au tractat până în peco, dar după aia nu știu ce dracu s-a întâmplat. La ce să se mai arde aici? Ăsta are toată lumea, nu-ți trebuie din ăsta. E cu volan pe dreapta, mă, nu mă mai tot înnebunii de cap. Ce vrei să vezi la el? Da. Uite-te tu acolo. Vezi că și așa e întuneric, te bași tu acolo. Vezi-ți de treabă. Ceceule, ceceule. Ești drăguț, dar nu prea. Bagă unul la drujbe acolo. Hai să ne uităm la asta. Family car. Am mascat alea acolo cu ceva. 2014, 6200 de euro. Just that. Ce să-ți mai arăt? Nu mai am ce să-ți mai arăt. Auto utilitară, dacă vrei să-ți iei. Hai, poate te interesează și asta. Asta cu 16 locuri. Ce zici acolo? Mercedes 313, 230.000 de kilometri, Webasto, 7 locuri din 2008. Nu ne spune câți bani vrea pe el. Iar ăsta, cu farul transpirat, tot 7 locuri, tot 313, 2012, e aceeași chestie. Curat, poți să te întinzi aici, poți să dormi, că măcar e bancheta întreagă. Ia-l pe ăsta, rec. Ăsta e Ford, nu îți trebuie Ford. Ăsta e Passat, toată lumea are. Nu găsesc aici, mă. După ce vreau să mă uit, după un talisman, după un Renault talisman. Nu văd aici, poate fi prin piață. Nu. No. Cam ăsta e. Pe aici prin piață. Ciubas. Message or something? No, ok. Că e și îndoit acolo ăla. Ce trebuie că faci asta cu BMW-ul în spatele meu? Vasile, n-aveai loc de mine să înțeleg. Uite încă una aici pe Belgia. Spune că mai uit după prețuri, să nu le strivez la ăștia mașinile pe aici, ești nebun. Uite o scodiță. Uite încă un CC-ul. Solaj. Tony Montana în România. Am ieșit, Vasile. Bun, suntem în grafic la 90. Clar. Ia uite ce zic ăștia aici, au. Mânere cu protecție antibacteriană. Bacterie, virus. Bă, ce ușmechere fac ăștia, mă, băiete. N-ai să crezi, nene. Mișto idee. Bravo, le. Bravo, bravo. Bun, ce să zic? După ce vei muri, îl vei întâlni pe Dumnezeu. Are you fucking ready to go?